Luați în considerare că de azi înainte voi face câte o zi de asta în care să mă spovedesc fără ca să mă duc la biserică, în fața oamenilor, așa. Eu cred că vom face claritate în mai multe domenii. Dacă este să luăm, pentru că totul mă întreabă multă lume permanent, în funcție de primar, am un salariu oficial de 18.000 lei, viceprimarii 16.000 lei, iar când primim suma la card este mai mic, am zis că de obicei este puțin peste 14.000 de lei, fiind impozitată sau dacă sunt unele zile care nu sunt considerate. Din câte înțeleg, colegii mei au zis că începând cu luna curentă vom primi un pic mai mult, ținând cont de operările de modificări care sunt efectuate. Consilierii municipali, pe care îi rog câteodată să vină la ședință și care pierd câte 4-6 ore în dezbateri sterile, să știți că pentru o ședință primesc peste 3.000 de lei. Deci asta nu este lucrul lor de bază. Asta este faptul că ei vin la ședință și dezbat ce aici au să dezbat. Și dumneavoastră ați observat. Repet, 4-6 ore de polemici sterile, acuzații unul, adresa altă și tot așa mai departe. Ziceam, unii sunt care muncesc cu adevărat, iar alții sunt care fac masaj la fălci, și anume fac politică de la microfon din sala de ședință a Consiliului Municipal Chișinău. Altceva nu știu să fac. Deci, în total, pentru anul 2020, cu 25 de ședințe, consilierilor li s-a achitat 4.300.000 de lei pentru faptul că primarul și executivul trebuie să se milojească la ei. Alte situații este în cazul unor consilieri care ridică lunar și până la 26.000 de lei. Repet, nu este locul de muncă de bază. Sunt reprezentați în Consiliul de Administrație și vin la ședințele CMC, reiterez, făcând masaj la fălci. Și totodată pretind că sunt niște oameni cu verticalitate și strigă în stânga și în dreapta că cineva fură sau procedează incorrect. Oameni care peste tot au un cuvânt de a spune, sunt experți în toate absolut domeniile, și canalizare, și stație de epurare, și construcții, și spații verzi. Deci absolut, în ce n-ai întreba, sunt experți. Dar eu vreau să cer ajutorul presii în acest sens și vă rog chiar, faceți-le câteva întrebări despre proiectele din oraș. Care este situația? Cum au loc aceste proiecte? Dar așa să-i prindeți pe drum. Eu vă asigur că cea mai mare parte dintre cei care se numesc consilieri municipali, ideii nu au câte lacuri, de exemplu, sunt la un parcul la izvor. Care suburbii și ce fel de proiecte are în derogare? Câte spitale și școli, grădinițe sunt în oraș? Întrebați, eu chiar vă rog foarte mult. Dar așa, ca să nu îi preîntâmpinați.